salut și bine ați revenit pe canal. Bă, nu durează mult, încă o persoană a fost împușcată la o partidă de vânătoare. Deci nu știu ce este cu vânătorii și ghiciți unde? În județul vecin Aradului, Timiș. Deci anul 2022 a început cu, cel puțin pe domeniul, la capitolul vânătoare, a început cu o grămadă de accidente. Morți, acum răniți. Bă, deci nu știu ce se întâmplă acolo. Sunt pe site-ul observatornews.ro. Deci, pe scurt, un bărbat în vârstă de 36 de ani, candidat pentru obținerea permisului de vânătoare, a fost rănit în brațul stâng. Deci l-a împușcat un altul de 54 de ani în brațul stâng. Este în afara oricărui pericol. Acum, ce fel de vânătoare era? L-a vânat mare sau mic? N-avem de unde ști. Din spusele, înclin să cred că din spusele polițiștilor, pe site-ul observatornews.ro nu apare textul în ghilimele, dar în finalul articolului de știre scrie așa: se pare că bărbatul de 54 de ani nu ar fi ținut corect arma în mână. Înclin să cred că nu a tras cu arma într-o poziție aiurea. Cred că a ținut-o cu cartuș pe țeavă aiurea. Da? Asta e. Asta se întâmplă, am mai spus-o și în materialul video anterior, asta se întâmplă când nu respecti niște reguli de siguranță în mânuirea armamentului. Acum, pentru cei ce n-au folosit, n-au tras niciodată cu arme lungi, vreau să vă explic o chestie. Ce există două tipuri de regulă. Deci de regulă, da? Cei care sunt vânători sau practicanți ai tirului sportiv cu arme lungi știu la ce mă refer. Deci, de regulă la noi în România, armele lungi, puștile de vânătoare, sunt de două tipuri. Deci de regulă, da? Sau cele mai multe. Carabine și lise. Ce înseamnă una, ce înseamnă? Carabine, adică pușca cu glonț, și lisa, adică pușca cu alice. Aia cu țeavă netedă pe interior. Bun. Puștile cu alice, acelea cu țeavă netedă lină pe interior, da? Se frâng în două. Ok? Ca să bagi cartușele pe țeavă. O închizi la loc și tragi. Carabinele, adică puștile cu glonț, nu se frâng în două. Deci de regulă, nu se frâng în două. Sunt precum puștile alea de sniper de la Airsoft. Ok? Sau cum ați văzut pe în filme, da? Închizător, da? Pac, ai tras, ai introdus un nou cartuș pe țeavă, ai încărcat, da? Dacă acest vânător de 54 de ani ar fi folosit o pușcă din aceea lisă, care se îndoaie, se frânge, da? Ar fi fost mult mai ușor pentru acesta să nu apară incidente. De ce? Dacă o ții, deci dacă ai o pușcă din aceea cu alice și ai rupt-o, ai frânt-o, da? Ai desfăcut-o, sub nicio formă nu poate să tragă, chiar dacă ai cartușele băgate în țeavă. De ce? Că nu-i nimic ce să lovească în cap sau detonantă. Ok? În schimb, dacă a avut o carabină, o pușcă cu glonț, da? De aceea sniper, sau gen sniper, da? Pe înțelesul majorității tinerilor, pe aia n-ai cum să o frângi, că aia e dintr-o singură bucată. E, probabil, și acolo ai muniție, ai cartușele în încărcător, dacă vine cu încărcător. E, probabil că vânătorul ăsta de 54 de ani a fost un pic mai comod și ce a zis? Bă, hai că nu mai stau să las cartușul în încărcător, îl las direct pe țeavă sau în camera cartușului. Astfel încât să economisesc niște timp, să câștig niște timp când văd vânatul, să pun arma la ochi și să trag. Ei bine, în momentul în care mergi, ții în mână o carabină cu cartuș pe țeavă și nu i-ai pus nici piedica, că bănuiesc că nu ar fi avut nici piedica pusă, da, ca să nu poată trage, te expui sau îi expui pe ceilalți unui potențial pericol, unui potențial risc de împușcare. Nu știi arma ta, carabina ta, dacă poate detona la vreun șoc. Să spunem, ai scăpat-o, a plecat glonțul. Ai lovit-o cu ceva, cu o piatră, sau ai lovit-o din copac, poc, a plecat glonțul. Deci n-ai de unde să știi. Decât dacă testezi. Nu știm exact ce s-a întâmplat acolo. Dar eu, în calitate de instructor, judecând după puțina mea experiență, vă las pe voi să decideți. Astea sunt variantele care mi-au venit mie în cap. Faptul că mai există și varianta să fi ținut arma în mână aiurea când a tras, dacă a tras. Dar acum să se nască alte întrebări. Păi stai, pe a tras în direcția lui. Înseamnă că ori vânătorul nu a respectat unghiul de tragere și s-a întors cu arma
înspre ăsta, ori ăsta, candidatul, a intrat în bătaia puștii și automat ăsta când a tras, concentrându-se, poate avea și lunetă și concentrându-se, da, pe vânat s-a format vederea tip tunel, vedea numai înainte, nu mai vedea periferic și a apărut în calea puștii, în calea gonțului. Și în momentul în care a tras, l-a lovit pe ăsta, număr, brațul stâng, așa spune articolul. Se nați mai multe întrebări. Dar, repet, nu știu în ce împrejurări s-a produs evenimentul. Dar este totuși o veste, avem totuși o veste bună. Nimeni n-a murit de data aceasta. Ceea ce este bine. Vânătorul de 54 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă. Acum, bă, având în vedere mulțimea evenimentelor la vânătoare, stau și personal îmi pun așa o întrebare. Bă, oare vânătorii ăia ce fac pe fondul de vânătoare? Există, stăm și ne gândim. Facem un exercițiu de imaginație. Stăm și ne gândim acum, bă, nu cumva au tras un pic și la măsea în timpul partidei de vânătoare? Nu cumva vânători, că ăla de 54 de ani, nu știu când a obținut permisul, că avem tenința și să mergem judecând după vârsta, are 54 de ani. A, mai mult ca zic, cred că e vânătoare foarte mult. Nu, dar de unde știi când a luat permisul la 53 de ani? N-a devenit vânător la 53 de ani, ha? N-ai de unde să știi. Având în vedere mulțimea evenimentelor în cadrul partidelor de vânătoare ce au avut loc în ultima perioadă, mai spune în ultimele 3 luni de zile, având în vedere faptul că DASP-ul s-a sesizat în oficiu în momentul în care au constatat ei că, vezi, domnule, niște jucării de airsoft și paintball ar avea potențial letal, stau acum și mă întreb, nu le putea ceva infect undeva pe zona aia Timiș Arad în ceea ce privește obținerea permisului de vânător, obținerea permisului de armă, modul în care s-au folosit armele alea? A? Băieți, nu vă putem a nimic? Că mie despre voi îmi pute ceva. Și multora dintre noi ne pute, ne miroase și avem foarte multe păreri despre voi. Dar acum dându-le la o parte. Voi nu vă pute nimic infect acolo? A? Cu irachianul, când ați auzit că face arme la imprimantă, ce a zis? A, gata, am pus mâna pe el. Sanchi. Mergeți un băiți, faceți niște planuri de acțiune, de ce nu faceți? Pe vânători, a? Ia vedeți acolo, nu cumva să dau permisiile alea de vânător un pic cam pe nașpa? A? În ce condiții? Că cam multă lume calcă pe bec, din câte se pare. Hai, faceți și voi ceva. Fiți utili. Că planuri de acțiune pe prostii și pe jucării știți să faceți. Dar lucruri utile societății, cel puțin noi nu am văzut. Poate faceți. A? Eu o să fiu directorul de ASP, pe bune, de nu mi-aș mișca curul și aș pune pe sclaveți la treabă. Da, na, ce să faci? Asta e. Îmi pare rău că a apărut la atât de scurt timp un alt eveniment. Deci, bă, pe bune, nu știu ce s-a întâmplat acolo. Deci e o problemă cu oamenii. Nu știu, efectiv, îmi dă cu virgulă. Ceva se întâmplă. Se pregătesc să se lupte cu rușii și nu știu, nu-mi dau seama. Băi, fratele meu, în primul și în primul rând, e adevărat, poți să porți cartuși pe țeavă pe fondul de vânătoare, dar poartă arma aia în condiții de siguranță. Ai carabină, da? Dau un exemplu. Vrei să stai tu cartuși pe țeavă? Păi bă, gândește așa. Bă, tată, care este cel mai sigur loc în care poate pleca glonțul ăla, dacă pleacă fără să vreau eu? În pământ, mă. Ăla e cel mai sigur loc. În pământ. Nu sus. Ce urcă trebuie să coboare. Nu știi pe cine lovești. În pământ. Dar hai să spunem și așa. Da? Bă, ții arma cu țeava în sus sau în jos. Că-s două direcții sigure. Cel mai sigur e în pământ. Că odată lovit, intrat în pământ, n-are cine să-l scoată decât un detectorist de metale. Da? Dacă trece pe acolo. Iar locul 2 ca siguranță e în sus. Dar atenție cum pui arma, că dacă o ții, pui curaua pe umăr și o ții cu țeava în sus, când te apleci, țeava coboară și aia. Da? Deci mare atenție. Părerea mea, stai fără cartuși pe țeavă în carabină. Ai o de aia lisă, care se frânge, o ții frântă pe braț. Extraordinar de simplu. Eu nu sunt vânător. Deci părerea mea, în calitate doar de instructor de trageri și de ținător de letală scurtă, pe apărare pază, aș putea spune că este insignifiantă. Este vorba de reguli de siguranță în mânuirea armelor. Acum, în ceea ce îl privește pe vânătorul de 54 de ani, îmi pare rău pentru acest eveniment neplăcut în care a fost implicat.
Dar asta se întâmplă când încalci regulile de siguranță. Da? Deci ceea ce vedeți regulile de siguranță în mânuirea și folosirea armamentului în poligoanele de tragere și ce mai vedeți la mine pe canal și ce mai vedeți la unul și la altul, se aplică și în cazul armelor lungi și în cazul mai multor arme de foc, indiferent de dimensiunea acestora. Da? Deci, practic, pe scurt, în momentul în care ai cartuși pe țeavă, este adevărat, nu apeși trăgaciul, nu pleacă glonțul, dar iată că, în anumite situații pleacă glonțul, chiar dacă nu apeși trăgaciul. De ce? S-a agățat haina în cartuș, în trăgaci, scuze. Arma poate are vreo defecțiune și la un șoc, la o mișcare bruscă, a detonat, cuiul percutor a lovit capsa, a plecat glonțul, a împușcat pe ăla și alte câte și mai câte. O idee bună, chiar foarte bună ar fi, se pare, să nu purtați cartuși pe țeavă la vânătoare, nici pe fondul de vânătoare. În funcție de împrejurări, dacă vă deplasați în șir indian pe fondul de vânătoare, nu purta cartuși pe țeavă, există riscul să-l împuși pe ăla din fața ta. Dacă, nu știu, vă deplasați în formație, în linie, către înainte sau către înapoi, te întorci cu arma. Mare atenție cum te întorci cu arma, s-ar putea să detoneze, îl împuși pe ăla, din stânga sau din dreapta. Mare atenție! Nu zic să nu te întorci cu arma. Nu știu, în funcție de cum ce reguli se stabilesc pe fondul, la vânătoare respectivă. Nu eu sunt paznicul de vânătoare, nu eu sunt organizatorul. Trebuie să fiți conștienți de niște repercusiuni, de niște posibile întâmplări. Ce s-ar putea întâmpla? Și aici intervine cealaltă regulă de siguranță. Fii conștient care este ținta și ce în spatele ei. Se pare că, na, evenimentele o țin langă și curg gârlă. Dar, repet, din punctul meu de vedere, de ASP-ul ar trebui să-și miște curul, să se ducă și să se intereseze, să fie un pic interesați de situația din teren, de cum a obținut ăia permisul de vânător, permisul de armă și cam cum se efectuează și cum se desfășoară partidele de vânătoare la noi în țară. Nu cumva vânătorii mai trag la măsea, ca așa să culegeți informații de pe internet ce vedeți la mine pe canal sau la altul și după aia să dispuneți de dosare penale, e simplu. De ce? Că stați cu curul pe scaun. Dar să vă mișcați în teren, e friguț. Vă îngheață degețelele. Nu-i așa? Aici se vede profesionalismul vostru și cât de mult vreți să ieșiți în evidență și cât de mult vreți să vă spălați imaginea pe care v-a stricat-o un imbecil sau mai mult. Ce obținut nu a ieșit la pensie. Așa că mult succes! Referitor la evenimentele neplăcute de vânătoare, se pare că sper degeaba, în mod efemer, dar în fine. Sper totuși să nu mai apară, pentru că nimeni nu vrea să audă de incidente neplăcute. Cel puțin, repet, de data aceasta nu avem de-a face cu o tragedie, ci cu o rănire. Deci nimeni n-a murit, ceea ce este un lucru foarte bun. L-a rănit pe ăla în mână, în brațul stâng. Cât de grav, nu știu. Ar putea să-și piardă brațul dacă l-a lovit în os și l-a făcut terci. Deci ar putea să-i amputeze brațul. Nu cunoaștem, dar, Doamne ăștia, să fie bine. Eu am fost Brad Heather și vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Și băieți de ASP-ul, ce ați spune de niște acțiuni cu adevărat punctuale, cu adevărat pe niște probleme cu care se confruntă societatea, nu pe prostii. Pentru că la prostii putem să vă contrazicem de fiecare dată. Pe lucruri certe, ne-ar plăcea să vă vedem pe voi profesioniști și noi să învățăm de la voi și noi invers. Dar, na, cine sunt eu decât un nenea care face filmulețe și le pune pe internet și instructor de tragere pe deasupra. Doamne ajută, numai bine, salut!